Bună seara, dragii mei, cum spunea Busu. Astăzi o să vorbim un subiect mai aparte. Era ceva de nu, următor. Se dă o familie regală, soț, soție, care avea una, două, trei, patru, cinci fete, poate și un băiat, și un nepot. În fine. Foarte multă lume visa la viața lor. Păi dacă aș fi rege, aș face și aș drege. Știi? Dacă aș fi regină, aș face și aș drege mult mai mult decât a făcut tata sau mai știu eu cine. Da? Bun. Și continuăm. Mai departe, povestea noastră. Unele dintre surori sau fete sau frați nu erau cuplați. Îndatoririle regale însemna să faci și un copil pe pământ, să te însori cu un om bun, care să te ajute și la bine și la greu, mai ales să-ți continui îndatoririle regale. Așa că au decis să caute, ca în poveștile de odinioară de Dickens, Tolstoi și altceva, un concubin, cum vrei să-i spui, sau un viitor soț pentru a lor surioară, și viitor cumnat. Și invers, pentru prinț, la fel, o fată care să îl ajute și la bine și la greu la îndatoririle regale. Îndatoririle regale care însemna ceva mai mult de a fi soț și soție, de a aduce un copil pe pământ. Și aici încep îndatoririle regale. Adică, fiind familie mare regală, totul se împarte. Tu ai această parte din țară, tu ai această parte din țară, iar tu ai această parte din țară, iar tu ai această parte din țară, iar tu ai această parte din țară. Când și când ne adunăm la masă la oaltă, că e Crăciun, că e Revelion sau sărbătoare sau onomastică, sau când primim în vizită un oaspete din altă țară. Ba că e ambasador, ba că e președinte, ba că e premier. Bun, așa că începe să caute concubinul sau concubina perfectă. Bineînțeles că, fiind o familie regală, avea și o grămadă mare de, hai să-i spunem, nu argați, ci de oameni supuși angajați care trebuia să caute concubinul sau concubina ideală. Și încep.
pentru fată. Asta. Bine răspuns, imediat. Cazier, curat. N-a furat, n-a șutit, n-a înjurat. Și mai bine, pentru că dacă dai o înjurătură în fața ambasadorului Statelor Unite sau mai știu eu ce, treci pe gafe politice și s-a dus tot. Bun, trecem mai departe. Celălalt cazier, un pic pătat, a înjurat, întâi a țipat noapte de noapte, după care acum începe la colț de stradă. După care, nu știu mai ce. Da, aici o să avem o problemă mare. Trecem la următorul. Asta la altul. Cazier curat. Dar e cam excroc de familie. Din tată, fiu. Nu se discută. Tăiem pe list. Asta la altul. E cam tinerel. Dar nu știe să facă nu știu ce. Dar cu înjurăturile și cu astea, nu se aude nimic. Dar cu, nu se aude nimic. Parcă s-ar apropia de eticheta noastră. Faceți în așa fel încât să se întâlnească cumva. Și începe, da, maestate. Și începe, uite așa. Bun, începe pentru fată, pentru băiat, pentru prinț. Păi fata asta cum e? Cazier curat. N-a făcut nicio prostie, n-are băieți sau fete din ceea ce se cheamă, hai să-i spunem, Flori. Căsătorită, la prima căsătorie, la a doua căsătorie, pentru că nu, trebuie să fie singură și neprihănită. Trecem la următoarea. Păi, la următoarea are cazier pentru o escrocherie. Nu a stat în pușcărie, dar mai are nițel și intră în pușcărie. Înjură ca la ușa cortului, țipă și urlă. Nu se cade, o tăiem de pe list. Deși cu al nostru prinț se înțelegea. Bun, într-un final ajung să facă o căsătorie mare, regală. Prințesa cu un consort sau prințul cu un consort. Așa că trebuie să-și facă îndatoririle regale. După căsătorie, musai un copil. Dacă e și băiat, neapărat ca să fie la succesiune la rege, pentru că, na, așa e protocolul regal. După care, dragă, am uitat să spun, noi suntem împărțiți, unul acolo și unul acolo. Și când și când ne întâlnim cu toții la onomastici, căsătorii, nunți și botezuri și mormântări cu verișorii din Franța, Marea Britanie, Norvegia, Monaco, Grecia, Spania, Iordania. Și discutăm multe și mai frumoase lucruri.
Și cum așezăm pe făgaș a noastră țară. Și când nu suntem la nunți, botezuri și mormântări regale, mergem și ne întâlnim prin țară și discutăm ce s-a făcut bine și ce nu s-a făcut rău. Bun. Și continuăm mai departe. Acum, fiind împărțiți pe bucățele, așa, fiecare trebuia să vină cu o informație nouă la acea reuniune din țară. Astăzi vreau să discutăm din zona aceasta ce s-a mai întâmplat bun și rău. Păi aici trebuie să facem 50 de drumuri, canalizări nu știu mai care, lumină nu știu mai care. Aici, în partea cealaltă. Aici trebuie să facem drumuri, să tragem apă, canalizare, să aducem investitori și toate cele. Iar aici trebuie să facem așa și uite așa și așa, dar mai avem și, haide să-i spunem, amenințarea din țările vecine, care pentru noi în momentul de față nu mai reprezintă așa ceva. Adică, cum așa ceva? În sensul că este o amenințare, pentru că noi avem acum o deschidere spre altă frontieră, nu pe partea așa, ci pe partea de aici. Bun, continuăm mai departe. Și în partea cealaltă. Aici, pe la jumătatea țării, trebuie să facem un felul următor. Trebuie să ținem pe ăștia în frâu, pe ăștia la alții în frâu, să le dăm de muncă, să le facem case, mașini, drumuri, apă, canalizare, electricitate, investitori. Iar aici, musai fiind cu frontiera pe care am ales-o noi, cu toții, este să o ținem deschisă tot timpul pentru cine trebuie și pentru a noastră țară. Adică apă, canalizare, infrastructură rutieră, feroviară. Dacă e și navală, este și mai bine. Dacă este și militară, este și mai bine. Și tot așa. Bun, continuăm mai departe povestea. După ce să aleg ce investiții se fac mai departe, încep ceva de genul următor. Ce investiții să facem mai departe? Cum să facem? De ce să facem? Acum, fiecare în parte trebuie să facă fix ce am povestit până acum. Și încep. Aici este casa lui Moșu Montorat, de pe vremea lui Cuza. Trebuie renovată. Iar aici este casa lui Moș Cioceanu, care trebuie renovată. Țăracul s-a dus de pe pământ, dar a rămas a lui casă, în picioare și intersecția pe cinste. Mai încolo, o să vedeți, trebuie să defrișăm această mică pădurice ca să facem acest drum. Și nu e drum regal, ci drum de acces pentru oricine, ca să meargă la serviciu.
Ba chiar trebuie să facem și o mică autostradă mai încolo. Ceilalți spun la fel. Numai că mai trebuie să adună. Și altceva în plus. Avem și investitorul care ne cere și coșul, hornul, să funcționeze după normele europene. Bun, trecem mai departe. Între timp, fiecare în parte, despărțiți în țară și făcând bunătăți în țară, alături de ei argații sau consilierii și alături de ei mai trebuia să fie și, hai să-i spunem, copilul care trebuia să-l facă sau familia care trebuia să o întemeieze. Adică să crească copilul, să-l facă, să-l conceapă, să-l nască, să-l educe după ceea ce înseamnă hai să-i spunem, după ceea ce înseamnă casa lor regală sau nu știu, ceea ce înseamnă ceva, cum să zic eu, codul lor regal sau mai știu ce. Interesant până acum, nu? O poveste faimoasă și frumoasă. Toată lumea visează la așa ceva. Dacă aș fi eu cea aleasă, lui ar fi bine. Și niciunul n-ar mai plânge și ar mai râde de tine. Trecem mai departe. Dacă aș fi eu ales, te-aș fi ajutat și la cules de orez. Și nu ți-ar mai fi rău și ți-ar fi bine. Și tot așa. Bineînțeles că procedura regală spune trebuie să cauți un om care are cazier curat, care se descurcă, care e destupat, care respectă vecinii și semenii, care nu înjură și tot așa, care participă la sfaturi, care faci, care drege și tot așa. Până când, într-o zi, iese ceva bun. Altfel, toată lumea va striga că e un nebun cel care povestește așa ceva. 20 de minute din proviață povestită aparte. Și acum vă las să discutați cât de urlator, cum știți să urlați, de înjurat, știți să înjurați, de spus. Dacă aș fi eu cea aleasă, mamă ce bine ți-ar fi. Dacă aș fi eu cel ales, mamă ce bine ți-ar fi. Și uite așa, înveți o nouă lecție de viață pe care ai crezut că le-o dai celorlalți, încolo
Tu ești doar un om neastâmpărat.